Salut! Cum am promis, o să fac un filmuleț sau o serie de filmulețe despre samurai. Vehiculul meu de bug out, cum ar veni. Azi o să începem cu un filmuleț de prezentare în mare a unui samurai standard. Și după aceea, celelalte filmulețe, o să vă explic cam ce am modificat și cam ce am pus în el. Și ce urmează să pun în el. Să începem, că nu prea avem timp. Deci, un samurai din 94. Samuraiul normal e Suzuki SJ413 ăsta. Mai există un Suzuki SJ410 care are motor de 1000 de centimetri. Acela are grilele astea de la radiator, le are verticale. Ăsta de 1300 le are orizontale. Ăla de 1000 e model mai vechi. Are rapoartele în punți mai bune, dar motorul mai micuț. Ăsta e cu motor de 1300. SJ410 e cu motor de 1000. Ăsta e 1300 pe injecție monopunct. Mai există o variantă de motor 1300 cu carburație, un pic mai veche. După cum vedeți, am modificat câte ceva la el. Ce să vă spun, sunt mașini bune, creează dependență. Deci eu am condus multe mașini la viața mea, în asta mă simt cel mai bine. Așa, standard. Punți rigide și pe spate și pe față. Da? Nu știu dacă se văd. Da. Arcuri, bineînțeles, pe foi. Mai sunt unele modele cu mai noi cu arcuri elicoidale. Majoritatea sunt pe foi. Alea sunt modele mai rare cu elicoidale. Și pe față și pe spate. Da. Tablă foarte proastă, motor foarte bun, în rest fiabilitate super. Bine, eu tocmai acum jumătate de oră mi-am pierdut toba de eșapament, dar în rest n-are probleme. Am mai pierdut-o odată, așa că nu e problemă. Sunt obișnuit. Mașina, cum am mai zis, creează dependență, deci e o mașină simpatică. Maxim te distrezi în ea. Nu știu ce să vă mai spun, specificații, airbag-uri. Nu au auzit așa ceva. Bord foarte simplu. Toate opțiunile ei sunt asta. Cea mai șmecheră opțiune. În rest, nimic. Servodirecție nu. Are servofrână. Aer condiționat de geamuri, 5 viteze, aici, da, celălalt schimbător, nu știu dacă se vede, cred că e prea întuneric să se vadă, are 4x4 pe mare și pe mic, deci are reductor, n-are diferențial central, are doar o cutie de transfer. Deci nu prea are, sunt foarte rare modelele care au diferențialul spate blocabil. În mod normal nu prea există diferențial blocabil pe ele. Cam atâta despre ea, nici nu știu ce să vă mai spun. Normal are 4 locuri, eu când mi-am luat-o în spate nu mai avea banchetă, ceea ce nu m-a deranjat pentru că am portbagajul un pic mai mare. Ia să vă. Dacă n-ar fi încuiat, vi l-aș arăta. Imediat îl descuiem. Bineînțeles că claxonează. Da? Deci e destul de încăpător în spate fără banchete.
Normal, pe ușa din spate aici este roata de rezervă. Eu am pus-o sus. Este un pic mai joasă decât o vedeți în mod normal. Consumul, ce să zic, depinde cum conduce. Am avut o iarnă, mi-a luat 25%. Acum, normal, îmi ia, după ce am schimbat injectorul, i-am pus snorkel și i-am pus, făcut mai multe, în jur de 8-9, cam așa, benzină. Mai sunt unele modele cu motor de 1.9 diesel, motor de Renault, dacă nu mă înșel. Foarte, foarte fiabile. Și Samurai-ul și Vitara. Pentru că au suspensii pe foi, Samurai-ul e un pic incomod, foarte, destul de greu de condus și conceptul de confort în el nu există. De aia, pe cei care mă întreabă, îi sfătuiesc să-și ia Vitara, nefiind off-roaderi în răiți. E un pic mai bună în off-road decât Vitara, pentru că are punte rigide pe față. În rest, cam pe acolo. Vitara mi se pare că are rapoartele în punți mai bune decât asta, dar asta e mai ușoară. E o mașină micuță, stai trecor cu ea printre copaci. Foarte bine. Și cum am zis, foarte fiabilă. Tabla cade de pe ea, tabla e foarte proastă la ele, dar în rest... Arăs super ok. Nu mă deranjează că mi-am pierdut toba, că oricum vreau să o dau jos. Așa că nu e problemă. Îmi place cum sună fără tobă. Are un sunet de mașină mai serioasă. Motorul de 1.3 e totuși un pic cam mic. Sunt câțiva care au pus motoare de Golf, de 1.6. Tot felul de combinații s-au făcut la mașinile astea, pentru că sunt ușor de modificat, fiind foarte simple. S-au pus tot felul de motoare, tot felul de rapoarte în punți, rapoarte în cutia de transfer, în toate nebunile. Ce să zic, dacă nu sunteți înrăiți off-roader, adică să zic că mai vreți să circulați și cu ea prin oraș, pe asfalt nu are performanțe, maxim să zic că eu am mers cu ea la 110 în vremurile bune. Acum nu cred că mai pot să merg cu ea așa. Sincer, nici nu simt nevoia. Viteza ei normală, cam 70-80. 100-110 te duci la vale cu vânt în spate. Deci cam așa prinde. Cam ăsta e Samurai-ul. Super mașină. Cum am zis, creează dependență. N-aș vrea altă mașină în locul ei. Deci până nu o conduci, nu pot să explic. În tura următoare, în filmulețul următor, o să încep să vă arăt cam ce am mai schimbat pe la ea. Baftă, o zi faină!